Acțiunea Polițist pentru o zi a fost desfășurată zilele trecute de către polițiștii din Jibău. Acțiune circumscrisă în avans pentru Ziua Poliției Române din 25 martie. Evenimentul a vizat elevii școlilor gimnaziale Octavian Goga și Lucian Blaga. Elevilor le-au fost prezentate dotări ale poliției, începând de la tehnica de intervenție până la autospecialele cu care aceștia acționează. Astfel, elevii au avut prilejul să vadă în mod direct în ce constă o mare parte din activitatea polițiștilor. De asemenea, școlarii au primit veste reflectorizante și paletă pentru dirijarea circulației, iar împreună cu polițiștii rutieri și de siguranță publică au acționat în zona trecerilor de pietoni din centrul orașului, unde li s-au prezentat metodele prin care se efectuează opriri în trafic a autovehiculelor, reguli de dirijare a circulației, dar și modalități de folosire a sistemelor radar și a semnalelor acustice și luminoase ce se utilizează cu ocazia deplasărilor la evenimentele semnalate prin 112.